Din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, 3 versete, versetul 30, 31 și 32. Ioan, capitolul 8, versetul 30, începând. Pe când vorbea Isus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis, iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în Cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Amin. Vă invit să vă reașezați. Unul din motivele pentru care am ales acest text din Biblie este că noi toți care suntem aici în spatele Amvonului și mulți alții din prin adunare, știm că atunci când ești tânăr și tânără îți dorești foarte mult să nu mai depinzi de nimeni. Îți dorești foarte mult libertatea și spuneți în inima voastră și uneori gândiți și cu voce tare, vreau odată să nu mai depind nici de uh, banii lui tata în care tot timpul să-i spun vreau aia, vreau aia, că uh, noi avem resurse limitate și de multe ori v-ați întâlnit și cu unul, nu se poate, sprea prea scump, e prea mult, nu, nu avem cum, nu-i momentul. Și e dificil să primești un astfel de nu. Uh, după aceea, cumva vreți să scăpați și de cicăleala lui mama, nu? Care tot timpul vă repetă. Uh, I-am zis și eu lui uh, nevastă lui spune-i numai o dată, că cred că pricepe mai bine. Ea îi spune minim de trei ori. Zici că e penticostală și e. <laughs> Min de trei ori îi exact același lucru și am zis, dragă, nu știu, eu nu am studiat efectiv psihologia, dar zic, dacă îi repet de trei ori, am impresia așa că se agită, se enervează, și știu, dar tocmai de-aia vreau să le spun că poate din prima n-aude. În a doua cred că funcționează un pic, dar în a treia cred că când am reușit să îi enervez, deja atunci a, 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 au reușit să înțeleagă, că din cauza asta au reacționat. Și mi-am dat seama că are dreptate că atunci când reacționez într-un fel sau altul înseamnă că ai înțeles exact, nu mai zice atât acum se poate, deci înseamnă că înțeles. Așa că poate să plece pe ușa afară. Și eu am lăsat băiatul cel mai mic un nu cadou astăzi și l-am văzut cum a plecat exact ca și ghiocelul primăvara, i a căzut capul dintr-o dată așa, fără să fie vreo semi-paralizie. Pentru că a vrut să meargă la pescuit între biserici, după ce am venit de la cină acasă și asta a vrut să meargă cu un prieten de-a lui din biserică, cu un prieten de școală, a vrut să meargă la pescuit, astăzi. Și nu că aș face o dramă din asta, că nu sunt atât de plecat înspre dramatism, să cred că dacă te duci duminică, atâte blestemele se leagă de tine, pentru că cred într-un creștinist de luni până luni. Și așa mai departe. Deci am alte fundamente și Dar totul țin la ziua asta, și oricum nu aveam eu libertatea ca să las să meargă așa aiurea la un lac, și am zis nu. O cobor din mașină și v-am spus cum o plecat. În dreapta mea, cum stă de una soțiile, spune felicitări, bravo. Adică i-am o felicitat că i-am ia zis nu. Și nu mă felicita deloc dacă îi ziceam da. Uh, și, uite, așa l-am lăsat acasă, puțin supărat, uh, dar o să-i treacă. Uh, Vroiază libertatea și eu nu i-am oferit-o. Voi toți vă doriți libertatea și doriți să scăpați la un moment dat de orice formă de a depinde. Și să știți că o să reușiți să scăpați și de tată, și de mamă, și de mulți. O să se întâmple asta. Dar nu știu întotdeauna dacă libertatea asta pe care de multe ori ne-am dorit-o și v-ați dorit-o, ne-a și dus într-o direcție bună. Știți că celebra pildă a fiului risipitor așa a plecat de la ideea că nu mai vrea să depindă nici de programul lui tata, nici de spațiul lui tata, nici de îngrăditurile lui, de nimic. Vrea să fie el liber, buzunarele pline, a și avut o porție de moștenire, și să facă ce vrea el cu viața. Cuvântul ăsta, nu vreau să fiu dependent de nimic și de nimeni. Asta e definiția în minte teoretic a marii libertăți. Dumneavoastră știți cum a funcționa pildă Ce, a adus și unde l-a adus libertate. Faptul că n-a reușit să gestioneze nici resursele care le-a avut, le-a împrăștiat foarte repede și cu cine nu trebuie, n-a știut să-și gestioneze nici și resursele lui ca persoană, nu doar cele care le-a avut în mâini și în portofel. N-a să-și gestioneze alegerile lui, trupul lui, emoțiile lui, echilibrul lui și a reușit și partea a doua să o distrugă implicându-se într-o grămadă de acțiuni și aventuri imorale și în relații nepermise în care și-a distrus aproape tot ce era ca și persoană. N-a știut în libertatea aia să gestioneze relațiile, așa că și-a ales o grămadă de prieteni spre nenorocirea lui, care au profitat de el, au profitat de naivitatea lui și de libertatea lui și atunci când n-a mai avut ce să ofere nici material, și nici emoțional și nici fizic și nici psihologic, atunci l-au abandonat absolut toți. Și s-a trezit deodată singur, dar liber. Mai poate cineva să spună că nu e liber el? Ba da, e liber. Numai că deodată și-a dat seama că libertatea asta l-a lăsat gol pe dinăuntru, gol în buzunare și singur și vorbim aici de depresie, de aia, de aia, a rămas singur. Cineva m-a întrebat cu ceva timp în urmă, ă, domnul pastor, e grea pocăința? Am zis, e foarte grea, dar e foarte frumos. Dar vreau să vă spun ceva, nepocăința e mult mai grea și foarte urâtă. E, am zis, e mult mai costisitor să fii nepocăit decât pocăit. Consecințele sunt mult mai grave în nepocăință decât uh, 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 ai vorbi dacă te pocăiești. Pentru că să spune de multe ori cât de mult pierzi dacă te pocăiești. Și eu încerc și spun 100% să contrazic pe toată lumea și să spun cele mai multe costuri este atunci când ești nepocăit și cele mai puține costuri este atunci când ești pocăit. Așa am zis, domnule, între nepocăință și pocăință, cel nepocăit este marele perdant. Nu doar dintr-o perspectivă strict, religioasă sau habodnică, cum ne văd sau ne privește unul și altul, ci pur și simplu, efectiv, într-un calcul exact, matematic, psihologic, fizic, din orice punct de vedere, perdantul este celălalt. Pentru că pentru voi, tinerii, tot timpul aveți nevoie de argumente, stați în fața tatălui, dar explicăm de ce. Voi aveți o vreme acum în care cereți argumente. Când eram noi ca voi, argumentele veneau un șlap după aia, dacă le vroiam, sau alte lucruri după noi. Ne urmăreau în casă tot felul de obiecte, dacă noi ne doream foarte multe argumente, pentru că atunci părinții noștri munceau din greu pentru noi și asta mai trebuia atunci să ai curaj și tu pe eu, să le explici lor câte argumente vrei să ai tu ca să te înscrii la o echipă de fotbal și de ce nu te lasă. Vrei argumente. Și atunci veneau înspre tine niște obiecte dacă vrei foarte multe și insistai pentru argumente și poate că și din cauza asta am ieșit niște oameni atât de drepți, atât de înalți, că am făcut și multă mișcare atunci fără să mergem pe teren ca să scăpăm de unele lucruri care veneau înspre noi. Asta ca să vă mai Descriți frunțile. Stăm în fața acestui text din Biblie, în care Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui, să spunem cu toții amin, vine înspre toată generația tânără și spune: Dacă vreți, eu sunt cel care vă pot oferi libertatea și slobozenia. <laughs> Aleluia! Eu ofer libertate. Ce a spus? Dacă vreți libertatea și vreți să fiți ucenicii mei, eu o să vă uh, spun adevărul și adevărul ăsta pe care vi spun vă va oferi libertate. Dragii mei tineri și frași și surori, uh, libertatea noastră, de fapt, înseamnă o dependență. Nu există libertate pentru individ și pentru o persoană umană fără o dependență față de ceva și de cineva. Și dumneavoastră spune, asta nu i mai libertate. Și prima frumusețe a unei asemenea dependențe de Dumnezeu este că noi trebuie să ne întoarcem la origini. Să ne întoarcem de acolo de unde am plecat. Să ne întoarcem la Creatorul, la Dumnezeu. De ce nu putem să fim noi liberi în totalitate și fericiți și binecuvântați să meargă toate uh, lucrurile bine? Pentru că, stimatul meu, uh, Flăcău și Domnișoară, pentru că tu nu te-ai creat pe tine. Altcineva te-a creat. Punct. Plecăm de aici. Tu nu ai cum să știi fiind creat, cum să te faci fericit? Dovada este fiul rispitor că zice tata, ia-ți averea și du-te. Ia-ți averea și fă ce vrei cu ea. Asta materială. Ia-ți tot ce ești tu și fă ce vrei cu trupul tău, cu ochii tăi, cu urechile tale, cu mâinile tale, cu toate mădularele pe care altcineva ți le-a dat și vezi dacă te descurci tu și te fericești singur cu ce ai. Și vă dați seama că vă repet încă o dată, sunt nenorocit. Și atunci, ne, ne fiind tu cel care te-ai creat și pentru că ai un creator, trebuie să te întorci foarte des înapoi acolo și să spui așa, simplu. Vă dacă nu eu m-am creat, dacă în seara asta nu există aici în Micalaca pentru că eu am decis să exist, am spus la introducerea predicii că nici măcar cu toată mâna pe volan nu puteam să ajung aici dacă nu eram dependent de cineva care mi-a asigurat drumul și toate și m-a păzit, mi-a dat înțelepciune, putere fizică și toate ca să pot să ajung aici, binecuvântat să fie numele Lui, atunci trebuie să vă întorc acolo și să vă spun că nu avem cum să fim fericiți prin propriile noastre puteri. Indiferent câtă maculatură să consumă, indiferent câte cărți să consumă, indiferent câte uh, filme s-au regizat, indiferent în ce cultură sunteți dumneavoastră și cu noi în generația asta, care toate duc înspre uh, individ și îl plasează uh, pe individ în centru și îi spune în tine toate resursele să fii fericită și fericit. Și o stric și mă asum Fals! Dacă cineva îți dă în mână o invenție, cât e simplu a fi? O să vă dau un exemplu, l-am dat și la Bistrița. Vă dau un exemplu absolut banal, dar prima dată vă spun, vă dă cineva o invenție în mână și vă spun Ni despre ea niște lucruri grozave. Invenția asta o să ajute generația voastră, o să te ajute pe tine, o să-ți ușureze munca. Invenția asta a mea este capabilă de cutare și de cutare. Ți-o punem în brață, nu-ți spune nimic și zice, iau și descurcă-te. Și tu te duci doi metri și spui, dar stai un pic, da, eu abar n-am cum să o folosesc. Și atunci el se uită la tine, și spune, atunci stai aici lângă mine să te învăț. Atunci tu nu mai poți să folosești invenția numai dacă apelezi la inventator. Și inventatorul scoate un manual și spune, uite aici în manualul ăsta este explicația pentru tot ce tu poți să atingi prin această invenție toate performanțele. Dar nu o să o poți folosi numai dacă citești manualul punct cu un punct, respecti în totalitate manualul ăsta și tu vei putea să folosești într-un potențial, reține și sublineați maxim invenția asta. Altfel, E ceva frumos, ceva provocator, ceva interesant, dar dacă tu o iei acum și încerci tu să te bagi la butoane și să apeși pe unul pe altul, s-ar putea toate invenția să fie împotriva ta, să fie o bombă cu ceas în casă sau în mâna ta. Exemplu banal. O să fac reclamă la un magazin, am făcut și la Bistrița, la Jisc, că de aici am cumpărat în ultimii ani, că așa mă pliez pe magazinul ăsta ca prețuri. <laughs> Și uh, cumperi un dulap, nu am timp, nu am cu ce să mă duc, uh, îl comand, mi-l trimite acasă, totul e ambalat în cutie, înfășurat, tai cu catăr, deschid cutia, văd o grămadă de piese acolo... Văd o grămadă de pungi cu șurube, cel puțin vreo 15. Fiecare punguliță, cei care ați cumpărat zâmbiți, văd câțiva Fiecare punguliță cu șurube, după aia alea cu piulițe, după aia cu șurube mai mari, șurube mai mici, după aia un imbus curbat, încă o cheie, încă una, încă alta. Sub toate pungile alea le ridic, mă duc mai jos o foaie, o cărticică pe care începe să fie scrise instrucțiuni pe fiecare pungă este o cifră pe carte este scrisă corespondentul cu uh, cifra aceea, după aia începe să spună schemele, pasul 1, pasul 2, pasul 3, pentru oameni limitați, ca mie, nu? Pasul 4, pasul 5, pasul 6, îți spune, n-ai voie să folosești mașina de găurit, îți spune o cruce păstea, bă, ca să înțelegi, nu? Uh, nu ești un profesionist, ești un novice, vorbesc la niște tineri care pornesc acum în viață și nu ai voie să folosești asta ca să poți să faci dulapul ăsta, îți trebuie două persoane, nu poți singur și toate ți le pune acolo, cum spune românul, mură în gură. Dar tu trebuie să te uiți la ele, vine nevastă mea, ăsta e momentul în care eu ca bărbat trăiesc niște satisfacții, uh, pentru că ne fiind mereu prezent acasă, nu pot să trăiesc multe satisfacții de, pe zona asta de a lucra ceva, de a face multe, și să uită soția la mine și zice, Gabi, asta am vești, nu le faci. Cheamă pe cineva. Cheamă pe frate, tocam un frate mai, mult mai deștept decât mine. Și, și cheamă pe frate o pe Ion, să le facă. Și eu zic, drag, uite-te la mine. Tu știi cu, tine, cu cine te-ai măritat? Eu îl fac. Când se uită la toate, tu nu vezi ce șorobesc aici? Poate să fie. Vine după o oră, ce faci? Curge apele pe mine. Nu mă las. Și atenție. Mă duc, duc o bucată din dulap, îl duc, uh, 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 îs, îs puțin neatent, toate astea sunt parte din predică, îs puțin neatent la pașii care sunt acolo și deodată când pun într-un sertar, uh, piesele de la sertar din, uh, din lateral le pun invers. Și când mă uit la final și uh, scot sertarul, de fapt se vede palul ăla sau bucata aia de pal maro, că partea aia la altă era albă de disubt. Și mi-am dat seama că le-am pus invers. Bă, nu se poate, le poți lăsa așa, nu de bine, mă, vine nevastă, ți-am zis că nu știi. Noi perfecționiști, ce fac? Trebuie să o iau totul de la capăt. Desfac tot sertarul, iar toate șurubele, toate astea și îmi dau seama că trebuie să pun fiecare piesă exact la locul ei și pe final te uiți la toate pungile să vezi câte șurube au rămas. Perfect niciuna. Mă ridic în picioare, am o satisfacție fantastică. Dacă ar putea dulapul să vorbească, m-ar fi aplaudat. Bravo! Ești un bărbat deștept. Dar el nu poate să vorbească, intră soția pe ușă, nu o lasă să intre niciodată până la final și stau așa și, nu no, dragă, uite -te aici. Bă, extraordinar! N-aș fi crezut că poți să faci una ca asta. Dumneavoastră credeți că dulapul ăla se poate face fericit? De aceea, dragii mei, lumea asta în care voi trăiți, în care vi se spune tot timpul, poți în tine, așa mai departe, eu știu că avem în noi capacități. Că de-aia am putut să și fac dulapul. Dacă să pot să ating performanța, eu am fost dependent de un manual, trebuia să cunosc mari manualul, iar dulapul a fost dependent de creator, de mine. Iar eu trebuia să fac dulapul acela după manualul acesta în perfecțiune Vreau să vă spun tuturor din adunare, foarte mulți dintre voi și dintre noi facem greșeala, crezând că noi înșine ne putem ferici, ne putem uh, binecuvânta pe noi și din cauza asta ni se pare niște slogane, niște, uh, niște momente așa delicate, când predicatorii, când tata, când mama, tot va duce aminte de resurse, uh, de cuvinte, de plan, de proiect care ne poate duce la binecuvântare și la fericire. Și ce spune Iisus Hristos prin textul din această seară? Veți cunoaște planul, adevărul, și adevărul ăsta vă va da libertatea. Să spunem, toate adunarea gloriei Domnului. Salmul 119. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, e o întrebare. Știți voi să vă țineți curată cărarea? Aveți în voi planul să fiți curați? Nu. Aveți în voi o fire și am în mine o fire care tinde despre necurăție de când m-am născut pe pământul ăsta. Spre minciună, spre duplicitate, spre neadevăr. Un predicator transparent, ca și mine zilele astea, au spus, de la 14 ani am început să -mi mint. Mi-a plăcut minciuna. Și am început să -mi mint. Azi o minciună, mâna e alta, bă, și am început să-mi placă. Știm noi să ne facem fericiți, zice, după ce m-am obișnuit cu minciuna, o veni niște prieteni de-ai mei, zice, bă, hai să fumăm în baie. Hai să mergem la fete. Era băiat. Valabil și invers, dacă când merg la fete, și fetele cad în aceeași plasă. Și atunci a zis m-am oprit. Am zis, bă, dacă eu mai fac doi pași în față și mă bag în chestiunea asta, numai bunul Dumnezeu știe dacă eu mă mai pot întoarce înapoi și când mă întorc înapoi, o să mă întorc cu o grămadă de rând și cu regrete. Și atunci m-am oprit și am zis, Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu mi-a zis să fii liber. Cum poți să fii liber? Întoarce-te la cel care te-a creat și cel care te-a creat îți va spune exact ce să faci ca să fii liber. Spun cu toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? După filozofiile vieții, toate filozofiile și cărțile, 90% uneori chiar creștine, indică dezvoltarea ta personală fără Dumnezeu, dezvoltarea ta psihologică fără Dumnezeu, dezvoltarea ta intelectuală fără Dumnezeu. Dragii mei, îți de acord cu toate dezvoltările, dar toate dezvoltările astea trebuie să fie așezate pe o temelie și acesta este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima gloriei Domnului. Nu ai cum să fii liberă și liber exact cum noi depindem toți din sala asta de oxigen. Depindem de oxigen. Nici unul din dumneavoastră nu aveți uh, branhi. Nu sunteți om-amfibie. Uh, a fost pe vremea mea, uh, 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 mai ne uitam și noi la un film atunci, dar pe un vecin, că nu avea, avea pocăiții cu televizor erau, uh, nu cu un pas în iad, erau cu totul dincolo de schemă. Unii îl ascundeau pe dulap când veneau frații și vizita. Îl ascundeau în dulap, puneau sub cheia la ei, și că poate vine la pastor ideea să se uite în dulap, nu pot să știi. Și ascundeau cheia, știu pe cineva exact. Are când o venit, l închis și o uitat să-l oprească. Și era, mergea televizorul în dulap și o zis fratele ce a, Știți? Și atunci, pe vecini, mai mergeam și noi și ne uitam la un film. Și atunci era un film, Omul din Atlantis. Regizorul regizul a vrut să ne vrăjească și mergeam, fugeam de acasă aproape să vedem câte un episod, că era serial. Omul din Atlantis, omul ăsta putea să fie și pe uscada la naivitatea noastră atunci, la, în, în comunism, în care nu știam nimic. Vă dați seama că uh, toți plângeau la filme, plângeau în hohote. Acum plângi când îi vezi că uh, uh, râd alții, nu? Și așa mai departe. Și uh, uh, personajul din filmul ăla avea și, și posibilitatea să stea în apă, și, și posibilitatea să stea cu oxigen. Dar avea și branchi și plămâni. Uh, vreau să vă spun... A crede că vă găsiți libertatea și într-o parte, și în alta, ascultând și de EU- tău, și de tine însuși, și de societatea asta, și apoi și de inventator, care de fapt este creatorul tău și ăsta este Dumnezeu binecuvântat să fie în numele lui, numai așa te poți noroci. Și atunci vreau să vă adun în mintea și să vă spun în seara aceasta, noi depindem de oxigen. Fără oxigen nu o ducem decât câteva minute. Știți de ce nu putem? Pentru că am fost creați să depindem efectiv de el. Pandemia ne-a spus ce înseamnă oxigenul. Pandemia ne-a spus ce înseamnă plămânii. Pandemia a spus multora ce înseamnă să n-ai aer. Atunci ne-am dat seama cât de dependenți suntem noi de oxigen și de aer. Dacă nu-l ai, te duci, mori. Și n-ai cum să fii liber decât în mediul în care este oxigen. Noi vrem să fim liberi fără mediu în care și pentru care am fost creați. Generația asta de oameni vor să fie fericite, familiile vor să fie fericite, băieții vor să fie fericiți, feri, fetele vor să fie fericite, vrem să fim binecuvântați, vrem să meargă bine, să ne meargă bine, dar noi nu vrem să fim în mediu în care am fost creați și cel care ne-a creat pentru mediu în care să fim fericiți este Dumnezeu. Atunci adun singura șansă în care puteți să respirați aiul bine și a libertății este în mediul în care ați fost și pentru care ați fost creați și ați devenit ființe create și în mediul ăsta este în Dumnezeu, cu Dumnezeu și prin Dumnezeu. Și spun în încheierea acestui punct, vă rog, stimați tineri, lăsați-L pe Dumnezeu să vă ofere libertatea. Lăsați-L lăsați pe Dumnezeu să vă facă fericiți. Singurul mediu în care veți fi liberi și fericiți în toată existența voastră este stând în principiile Lui Dumnezeu, în valorile Lui Dumnezeu și cunoscând de legile Lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea, amin. Când am spus undeva că Dumnezeu îi poate face fericiți la o nuntă, s-a uitat toată sala la mine și a zis, dar da, este cineva, zice, care nu lasă pe Dumnezeu să, să acționeze în viața noastră, zice mai mult. Cei mai mulți sunt în, cu spatele spre Dumnezeu. Și vreau să vă spun că libertatea pe care voi o visați este chiar aici, în Micălaca, în această seară și cel care spune, întoarce-te la originea ta, tu ești o ființă creată, inventatorul este prezent aici, în această seară, tu ești invenția lui și cel care poate să facă să funcționeze invenția perfect este cel care a creat-o și cel care o știe. Iar manualul după care trebuie să funcționezi este cuvântul lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima glorie, Domnului. De ce credeți că de atâtea ori noi spunem citiți Biblia, citiți Biblia, mai te spune citiți Biblia, astăzi s-a inventat niște creștini fără Biblie. Niște creștini care sunt ținuți în viață cu tot felul de brusturi, cu tot felul de idei, cu tot felul de forme, cu tot felul de... Am abandonat Biblia și am zis, bă, cum să ținem noi tinerii în adunare? Și atunci am zis, bă, să le dăm ceva care să fie atractiv, să le dăm ceva care să le placă, să le, să le dăm ceva care îi atinge. Dragii mei tineri, dacă vreți să fiți mințiți și să trăiți o falsă libertate, o să aveți ocazia asta zilnic. Dacă vreți să trăiți cu adevărat liberi, singurul care vă poate da eliberarea este adevărul. Și adevărul trebuie cunoscut, trebuie respectat pentru ca ființa ta să fie perfect binecuvântată. De aceea chem adunarea de credincioși astăzi, în vremea aceasta, să știți că trebuie să ne întoarcem înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne întoarcem înapoi la Biblie. Spuneți împreună cu mine amin. Trebuie să ne întoarcem să memorăm Biblia, să citim Biblia, pentru că altfel o să fim pierduți. Îl văd pe Iosua venind după cel mai celebru conducător al Israelului și scrie pe finalul cărții acolo înainte de... Uh, nu s-a mai ridicat nimeni în Israel la înălțimea lui Moise. Niciodată. Și vii tu după un asemenea om să conduci poporul. Păi e normal că trebuie să-i spună în capitolul 1 din Iosua de câteva ori îmbărbătează, te îmbărbătează. Nu ți-am spus că el tremura de toate încheieturile. Știți cum l-a liniștit până la urmă uh, pe Iosua ca să aibă curaj să meargă înainte? Știți și eu zis? Iosua, capitolul 1, versetul 8 îți lajiți cu foaia în mână, cu șurubele în față. Zice, mă uit la poporul ăsta încăpățânat, mă uit la mine, cât îți de fragil și de slab, cum mă descurca? Zice, te descurci, cum te descurci? Ai manualul. Care manual? Moise o plecat, Uh, nu mai știu ce să fac, uh, tot timpul m-am bazat pe el, tot timpul m-am bazat pe asta cum o să o duc în căsătorie, tot timpul mama am rezolvat tot, cum o să mă întâln tot timpul, nu, 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 nu o să mă discurs singur clar că nu o să discurs singur și atunci Dumnezeu a spus, cartea aceasta alegi, uh, să nu se depărtezi de gura ta cea mai mare nedorocire care un la orice împlinire în raport cu nevastă mea și cu mine însumi era ca în timp ce eu fac dulapul că o să vă țin așa acolo, cineva să vină să-mi fure foaia să zic că nu au de te câte gave acum. Și după ce, că a, am făcut exact asta, am scos toate șuruburile din pungi, și le-am pus grămadă acolo. Nu discurcă-te. Asta e viața fără Dumnezeu. Ia un șurub de aici unul dincolo și și te dă rateuri. Uh, 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 unul, două, trei, unii, unii o dată o dată, nu le-au fost de ajuns. o dată a doua, oră, a treia oră. Uh, își creează o grămadă de amintiri, de dureri, de suferințe. Și apoi într-un final se întorc la Dumnezeu și spune, doamne, ce să fac? Și Dumnezeu, în bunătatea lui și este aici prezent în seara asta, Binecuvântat să fie numele, că cei care luat o pe căi greșite, Iisus Hristos se, se prezentă aici în seara asta să ne recupereze. Și voi vă întrebați. Cum ne recuperează Dumnezeu? Păi trebuie să ne întoarcem înapoi la carte. Asta ca să vă spun tineretului, care de multe ori opțiunea voastră, care ați învățat-o tot în afara cărții, te rog să pui înapoi versetul tot în afara cărții, este să roagă pentru noi într-o seară, să roagă, ne mărturisim, îi spunem durerea, plângem acolo în ceas. Dacă doar la atâta rămâneți și nu vă întoarceți la carte și nu vă întoarceți la proiect și nu vă întoarceți la plan și nu îl puneți în aplicație, o să vă ne întâlnim săptămâna viitoare, luna viitoare, exact în același punct, exact în aceleași căderi, exact în aceleași dureri. Sunt tineri disperați care spun, nu avem cum să mergem mai departe și eu vă dau dreptate. Nu aveți cum să mergeți mai departe dacă nu puneți mâna pe Biblie. Și și mi-a zis odată un bărbat, așa era însurat deja, uh, uh, dom uh, frate Gabi, uh, era pocăit, da. Frate, frate Gabi, eu mă întâlnesc mult cu oameni din lume și am limbajul ăsta cu domnul pastor. Uh, frate Gabi, vreau să spun ceva. Am probleme în familia, Maia, Maia, Maia. Aș vrea să fiu o surpriză să aud asta. Nu mai e. Din păcate nu mai e o surpriză, ceva la ordinea zile. Și îmi spune, vreau să scap, vreau să fie eliberat. Asta zice, ar suna bine. Dar o zis, și ce te rog, să nu vii la mine cu chestiuni de genul ăsta. Și am zis, să ascult, să nu vii să-mi spui, să citesc Biblia, să mă rog, să postez, că asta nu le mai duc. Dar am zis, iartă, eu n-am altele. Dacă vrei să-mi spui altceva, păi, am rămas blocat. Ce, ce altceva? Și am zis, poate știi tu, dar eu nu știu alte unelte. Asta mă țin și pe mine în viață, că și eu am probleme și lupte și așa mai departe. Dar Asta m ținut în viață până acum. Biblia, rugăciunea și postul și toate celelalte, care toate ni le a explicat, de fapt, tot manualul. Eu sunt acum rezist, Doamne, cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei, spuneți, zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale. De tine, putem să credem ce scrie aici, atunci vom reuși în toate lucrările, în toate zonele, în toate aspectele vieții, adică în orice amănunt, da, în toate lucrările tale și atunci vei lucra ca un om și ca un tânăr și o tânără care lucrează cu înțelepciune. Spun aici din toată inima lăuda să fie Domnul. Spun din toată inima lăuda să fie Domnul. Nu am nicio problemă, înțeleg foarte multe lucruri. Și din generația voastră și provocările voastre diferite de a noastră în anumite aspecte, în, în esență avem aceleași provocări, aceleași lupte care le-am avut toate generațiile fără excepție. Culorile s-au schimbat, portretele s-au schimbat, stilurile s-au schimbat, muzica s-a schimbat, multe s-au schimbat, în esență este același demon, același demon, același diavol, aceeași lume fără Dumnezeu, fără credință fără manual, fără Biblie, fără nimic. Și este timpul și vremea, să vă spunem direct în față, nu aveți nici o șansă, salmul 1 spune, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se, așează pe, nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori. Și ce dacă nu se duce, nu e încăpățânat el așa, nu, no, nu ajunge să nu te duci. Că nu te duci azi și râzi de cei care s-au dus, te vei duce peste o săptămână. Că te râzi de fiul rismitor care o plecat de zice, bă, și ăsta vine la biserică. Nu ajunge să nu te duci, nu ajunge să fi avut victorii până azi. Vreau să spun, după ce nu te duci, trebuie să-ți găsești nu obligația, nu sclavia, nu mi-e atât de greu, ci să-ți găsești plăcerea. Plăcerea în legea Domnului și zi și noapte să cugeți la legea lui. Oh, Doamne, binecuvântă întreaga adunare. Nu aș vrea să risc acum să întreb când ați citit ultimat în Biblie. Nu aș vrea să risc acum să vă întreb când ați memorat ultimat un text din Biblie sau un verset din Biblie. Dar vreau să vă spun că libertatea voastră care vă duce exact în punctul acesta de plecare la Creator, se află în adevărul Bibliei. Și aș vrea să te întorci în această seară cu fața înspre Dumnezeu și să spunem, Doamne, mă întorc la manual, mă întorc la punctul de plecare și cred. Tu ești cel care îmi ții în mână viața mea și tot ce sunt. Și vreau să fiu binecuvântată în viață, vreau să fiu binecuvântată, vreau familia mea să fie binecuvântată, vreau copiii mei să fie binecuvântați. Atunci să ne întoarcem la manual și să facem ce scrie în el și Dumnezeu garantează că ne va binecuvânta. Spunem împreună cu mine, am, 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 toată adunarea Amin, că ăsta e mediul nostru. Dacă vreți să ieși din mediul. Fiul risipitor a devenit risipitor, el nu a fost risipitor, el a fost un băiat din casă, dar după ce a ieșit din mediu și s-a dus, a pierdut toată binecuvântarea și a pierdut toată libertatea. A ajuns dependent de, din și nici nu le primea. Și aș vrea să vă spun în seara asta, așa ajung oricine, așa tendințe am avut fiecare dintre noi, dar cel care a avut milă din noi și ne-a binecuvântat a fost Domnul. Să spunem, glorie Domnului pentru asta. Așa că libertatea voastră, de fapt, este o dependență. Dar nu de droguri, nu de jocuri de noroc, nu de imoralitate, nu de alte lucruri. Dependența noastră care ne dă libertatea este o dependență față de Dumnezeu și față de manual, manualul și creatorul care se, se, relevă prin Scriptură și acesta este Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Lui. Un al doilea lucru care vreau neapărat să vi-l spun și să vă aduc provocarea asta extraordinară este că dacă vii în manualul ăsta și citești Cuvântul lui Dumnezeu și te dezvolți în mediul ăsta și respiri principiile, virtuțile din această carte, acum unii care o trecut prin viață și nu au crezut predica din seara asta au niște regrete prin ei. Nu, nu, nu contează cine sunt. 100%. 100%. Dar voi care sunteți foarte tineri aici, adolescenți, în jur de 20 de ani sau chiar preadolescenți, vă rog să mă ascultați și să țineți minte și ca material didactic, eu sunt aici în fața voastră, fratele Duțu și, și alți oameni maturi, de e bine că sunt și oameni maturi, să vă girăm că ce spun este 100% adevărat. Și ce vreau să vă spun? În cadrul acestei dependențe de Dumnezeu, și în aceste libertăți din dependența de El, veți avea ocazia în viața asta, în trup. Nu, că foarte pus, mul, mulți pocăiți, din cauza că nu au nicio împlinire pe Pământul ăsta, tot vorbesc de veșnicie, de veșnicie. Lasă, bă, fraților, înainte să plecați, vă rog să trăiți. Că dacă tot plecăm, o să plecăm atunci când ne va chema Domnul. Uitați să trăiți. Uitați să fiți lumină, uitați să fiți sare, uitați să fiți soții. Tă cu gândul la cer, uitați să fiți ce trebuie. Ca aia cu gândul la cer este așa un joc mental. Uitați să fiți soți, uitați să spuneți să te iubesc, uitați să vă respectați părinții, uitați să mulțumiți lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat fiecare zi să trăim principiul vieții e în noi. Și noi trebuie să știm cum să trăim viața asta în trup. Este foarte important să trăim în trup. Este foarte, foarte important. Și vreau să vă aduc aceste generații tinere în această seară această libertate, independența de Dumnezeu, să vă spun, în această libertate, o să aveți ocazia din partea lui Dumnezeu să atingeți cel mai înalt potențial pe care îl poate atinge persoana ta în trup, pe pământul acesta. Mă întorc în urmă. Și vreau să vă spun, încăpățânarea care am avut-o de tânăr, de la 16 ani, de când l-am cunoscut pe Domnul, așa mai apropiat, poate mai devreme, 14-15 ani, încăpățânarea, nu perfecțiunea, că nu există nimeni perfect, încăpățânarea de a depinde de Dumnezeu încăpățânarea de a depinde de Hristos, încăpățânarea de a depinde de principiile puse de El aici în manual, de a-mi respecta în viața mea principiile aici și unele dintre ele vi le spun acum, de a nu mă atinge de nici o femeie până mă -nsor. Ca să fiu explicit cu voi, că vă place vremea asta de explicit. Nu, o să explicit acum. Deci principiul ăsta, am zis, eram cu câțiva prieteni de-ai mei care își și acum oamenii al lui Dumnezeu, am zis, bă, morți, copți! Nu stat cu pușca după noi și mama să ne urmărească, nimeni n-avea ocazia. Am venit și am lucrat pe banat aici, la, la Jimbolea, la, la, la Sheitin, la uh, uh, alte locuri aici, lângă Timișoara, am lucrat. Am, an de an veneam pe banat, la Reca și la Irigat, pe acolo. Singuri, patru băieți. Nu puteam noi să ne facem de cap atunci? Nu puneam noi să fumăm până în bărcuri? Erau și atunci sigări. Nu puteam noi să bem, nu puteam noi să... Bă, dar am zis, noi depindem de Dumnezeu, noi depindem, ca să nu vă spun tot trei tineri, Daniel, că v-a săturat Iosif. Aia au fost atunci, în rest, o lumea. Nu o să o lumea. Și am dus-o, m-am măsurat la 25 de ani. N-am înnebunit, nu ne-am pierdut mințile, nu am uh, avut delirații, nu am avut halucinații, nu am avut nevoie de, de medicamente, nimic. Am făcut armată un an jumate. Singur acolo în armată. De parte, de familie, de Dumnezeu, de tot. Și am zis, bă, de ce vreau eu să rămân dependent de Dumnezeu? De ce vreau eu să rămân dependent de principiile astea din Biblie? Că nu ne vede nimeni. Și închipuiți-vă, toată masa de oameni, că noi eram niște minorități în comunism, atunci eram scuipați în față, eram umiliți la școală, nu ca voi. Acum n aveți aproape nicio umilință, că dar ce dacă sunteți penticostali? Bă, nu contează. S-o moderniza lumea în ecuația asta. Atunci eram umiliți, urâți, respinși, călcați în picioare, eram niște, niște gunoaie în fața lor. Și am rezistat și la prigoană. Am rezistat și la cuvintele care mă lau, bă, băiatul ești, mi zis în armată, ești un bă, bă, băiat frumos, bă, inteligent, vrem să te faci în caporal, sergent, bă, e, ești, știi să tragi cu arma, am devenit... Uh, uh foarte repede cunoscut acolo, că așa sunt copiii lui Dumnezeu, așa a fost în toată Biblia. Capabil, orice îmi dădea, făceam, respect. Bă, nu te îndobitoci, bă, fii liber, bă, fii, fi, fii liber, fii liber, ieși, bă, din rătăcirea, bă, părinții tăi, lasă-i, bă, săraci, că așa au gândit. Dar tu poți să fii liber, bă, distrează-te, bucură-te. Mai era câte o beție, ai, bă, ia și tu și gust, că nu o să mor, nu să se întâmple, nu te vede nimeni aici. Dependența, dependența de Dumnezeu, dependența de El, dependența de manual, de, de, scheme, de șurube, de piulițe, de tot ce scrie acolo până în amănunt. Am zis, vă, dacă nu respect asta, nu o să iasă, vă, ființa aia care trebuie. Vreau să vă spun asta că mă întorc după atâția zeci de ani în urmă și spun, simplu, dacă nu eram dependent de Dumnezeu, în toată perioada aia până m-am însurat, dacă atunci când m-am însurat, nu eram încăpățânat și dependent de Dumnezeu să mă căsătoresc cu cine trebuie, așa cum trebuie, pentru ce trebuie, bă, mă gândesc câteodată unde eram, ne-am făcut filme, dacă mă însuram cu, cu tare, cu tare, că toți am făcut filme de genul ăsta. Și vreau să vă spun, potențialul cel mai înalt, la care au ajuns Gabi Zăgrean, datorită Harului Dumnezeu, este pentru că am acceptat să-mi găsesc libertatea în Hristos, în Dumnezeu, în Duhul Sfânt, în Cuvântul Lui și în toate valorile pe care acest manual, numit Biblia, mi le-a trasat în toate etapele vieții până în ziua de azi când sunt bunic. Și spun împreună cu voi mărire lui Dumnezeu. Și și mi au zis, du aici când o stai lângă mine. Și cea mai mare satisfacție, vedeți cum poți să atingi potențialul? Cea mai mare satisfacție pe care o am este să văd tinerii și, și copiii ăștia care vin din toate părțile aici în biserică, zice sute, să laude pe Dumnezeu, să cânte la adresa lui Dumnezeu. Pentru că cel mai înalt potențial de împlinire ca persoană îl găsești în libertatea dată de dependența de Dumnezeu. Vreau să aud dacă sunteți de acord, nu dacă hotărâți că asta e treaba voastră, dacă sunteți de acord cu acest enunț, dacă credeți că cu adevărat cel mai înalt potențial, cei care aveți vârsta mea, pe care putea să-l atingeți la ora asta dacă sunteți de acord că l-ați atins datorită harului și înțelepciunii pe care Dumnezeu v-a dat-o să depindeți de Dumnezeu. Poezia spunea, dacă n-ar fi bunici, n-am ști ce-i gloria. Și am zis aici, suntem în timpul gloriei. Și, soră, vreau să vă dau dreptate să-i spuneți autorului cine o fi scris poezia aia, dacă a scris-o dumneavoastră, Că mi au trimis Noră, mea, că tot ai pomenit-o aici, mi-a -o trimis o, un video când eram la conferință cu, cu nepoții uh, mea, adică cu fetița lor, cred că are 2 ani. Nu, nu știu exact, minte de bunic. Uh, exact. Mi-a trimis un video, sora Mariana, mi-a trimis un video uh, în care. Uh, fata se uita la televizor, pe monitor, televizoarele nu mai sunt la, la vedere, se uita pe monitor în care era transmisă conferința. Și o filmat-o, păi știe în ora cum să-și fericească socrul, nu? No? O filmat-o și zicea, cine e acolo, Tamira? Zice, bunu, 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 vrei să i duci la bunu, bunu, bunu. Și vă dați seama că pentru ea, eu eram gloria ei. Dacă n-ar fi bunici, uni ar fi gloria. Dar de ce autorul, m-am gândit aici, stând pe scaun, a spus că uh, zona asta de maturitate, în care devii bunic undeva 50+, plus. dar am fost mai sub 50, la, la 46, cred că am fost prima dată bunic, da, 47, uh, pentru că nepoata cea mai mare are, acum nu vă mai spun că după aia știți câți ani am, și mă opresc aici, las 50+, plus. că tot îmi zic toți cât e tânăr și măcar mă înșel cu asta. Și, uh, uh, și atunci am zis, bă, de ce bunicii sunt de acolo în jur de 50? Și de ce spune că dacă n-ar fi bunici, n-ar fi gloria? Pentru că niște oameni care au depins de Dumnezeu ajung la potențialul la maxim, foarte sus, datorită acestei dependențe de Dumnezeu. Așa că, stimați tineri, uh, vreau să vă provoc, stimate domnișoare, dacă vreți libertatea cu adevărată, rămâneți în mediul vostru. Mediul vostru este Dumnezeu, uh, voi sunteți invenția lui Dumnezeu, sunteți creația lui Dumnezeu, a creat într-un mod unic pe fiecare, are un proiect pentru viața voastră grozavă, vrea să facă lucruri mari, dar nu o să atingeți niciodată potențialul care l-a hotărât el pentru voi înainte să vă nașteți, dacă nu rămâneți în libertatea dependenței de el. Că vă spun ceva. Am avut și colegi din generația noastră care au ieșit din schemă. O ieșit și ieșiți au fost nu zic că Dumnezeu pe parcurs nu i-a recuperat, nu stau cumva așa cu un egregret în suflet tot timpul și spuneau, bă, dacă ascultam noi de Dumnezeu, dacă rămâneam acum unde eram, dacă ascultam de Biblie, dacă nu făceam ce făceam. Îi văd pe unii care au ajuns uh, spre 60 de ani și văd cât de greu, unii și-au pierdut copiii din cauza că ei au lat o lato aiurea și-au ieșit din spațiu. Și acum se roagă pentru copiilor, se roagă, zice, ce-ți pasă ție, Gabi? Am zis, bă, nu-i chestia că-mi pasă mie. Eu nu am ajuns aici că am fost capabil, nu am ajuns aici că am fost deștept. Am ajuns aici că m-am ținut mă, de Dumnezeu cu ambele mâini. M-am încăpățânat oricum, am ajuns să, 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 să învețe și copiii orice le spun, lasă tati, că după, aia, după ce spui tu, că le mai dau așa uh, prăjituri cred că o să ne mutăm în America, mai fac așa câte un spectacol acasă. Cred că o să ne mutăm, n-ați vrea să ne mutăm la Cuj, n vrea să facem asta. Predicatorii știu să împartă și vise frumoase și le spun tot timpul, visele sunt gratis. Dar ei s-au învățat cu mine și lasă tată, că după ce te trezești mâine dimineață, continui cu ideea ta fixă, voia lui Dumnezeu. Și s-au învățat că ideea mea fixă și în casa noastră este că noi depindem de Dumnezeu, ci a învățat că nu putem să facem ce vrem. Câteodată se enervanța așa, dar Dumnezeu nu mai zice nimic. Dumnezeu zice ce trebuie, atunci cum trebuie și cum trebuie și spunem din toată inima glorificat să fie numele Domnului. Așa că vreau să vă spun tuturor tineri din seara asta și de ce merită printre altele să fiți pocăiți, pentru că veți atinge cel mai înalt potențial ca și persoane. Cel mai înalt. Și o să vă bucurați enorm de asta. O să vă uitați peste ani în urmă și o să ne dați dreptate. Bă, bine că am rămas pocăit. Bine că m-a de Dumnezeu și de biserică. Bine că am ascultat de Biblie, bine că n-am căzut acolo, acolo, ca și predicatorul, era la un metru de prăbușire și ce mă s -a întors înapoi și o mers unde trebuie. Astăzi e mare un predicat în România uh, și îl știți foarte bine dacă v-aș spui numele. A atins un potențial foarte mare acum, e tânăr predicator, dar să știți că dacă mergea 3 metri atunci mai în față, în wc o să fumeze și dacă se ducea cu fetele, probabil, aproape sigur că nu mai era ce este astăzi. Știți cât e de aproape limita de a-și prede potențialul care Dumnezeu l-a avut pe, pentru tine? Foarte subțire. Știu că predicăm o Evanghelie a Harului. Domnul ne dă iertare, dar sunt greșeli care ating iremediabil existența noastră pe pământul ăsta. de că sunt la voi cu tineri aici, îmi permis să spun asta. Nu înseamnă că Dumnezeu nu iartă, nu eliberează, dar vreau să vă ferez de niște răni inutile și vreau să vă ferez de un plan diabolic de a vă distruge diavolul, chemarea și direcția pe care creatorul, inventatorul a hotărât-o pentru voi. Biblia spune că el are o chemare care a șezat-o noi înainte din temerea lumii și Dumnezeu are un proiect fantastic pentru tine ca persoană. Și vreau să spun ceva, dacă tu rămâi în proiectul ăsta, nu numai că tu o să atingi potențialul, o să influențezi prin existența ta și pe ceilalți din jurul Efectiv. Și asta mi se pare un lucru fantastic. O să poți să duci până acolo potențialul tău, încât tu, ca o persoană minoritară într-o națiune, să determini, poate la un moment dat, chiar un președinte din stat, un împărat, să schimbe legile în favoarea a ceea ce ești tu. Știți la cine mă refer? Nu? Daniel, cei trei tineri? De azi, decret. Nimeni în națiunea asta nu se închină și nu slujește și nu se roagă decât Dumnezeului și Adrag, Meșac și Abegneu și Daniel. Potențial maxim enorm. Iosif a zis, depind de tine, Doamne, și rămân în dependența de tine, indiferent cât mă cost. 12 ani de pușcărie, pușcărie. Oameni care te urăsc, aruncă în groapă, vinde, l -l. Rămân încăpățânat, dependent de Dumnezeu. Nevasta lui eu a zis, ești, tu tot rămâi încăpățânat acolo. Mi-s dragi oamenii ăștia, eu sunt unul dintre ei. Dar rămâi încăpățânat acolo, tot vrei să rămâi în locul ăla. Tu te bă și vezi să te treabă. Bă, m -aș azi. Aș pleca azi. Am făcut rugăciuni ani de zile, nenumărate, pentru chestiuni punctuale. De aici, dincolo să mă duci. De aici, oriunde. Și Dumnezeu nu a vrut să mă duc de acolo. Și am zis, brămân! Bravo! A zis Domnul printr-o apologie, dacă rămâi în ascultare de mine, tu o să vezi în scurtă vreme ce înseamnă să te binecuvântezi dublu și nu simplu vei deci ști ce înseamnă dublu și nu simplu. Mă uit așa și zic, Doamne, nu se poate. Și Domnul zice, bă, da, se poate. Asta e treaba mea, nu e a ta. Asta e pagina cea mai ușoară când eu acționez. Cea mai grea este ca tu să rămâi unde trebuie. Duhul Sfânt să vă binecuvânteze. Nu sunteți la modă când sunteți dependenți de Dumnezeu. Dar voi nu aveți nevoie de modă. Voi aveți nevoie de Dumnezeu și de proiectul Lui pentru viețile voastre. Vreau să ne întâlnim peste ani și să spuneți, frate Gabi, am rămas în proiect. Am rămas încăpățânată și dependent de Dumnezeu. Am ascultat de Biblie, de virtuță, am ascultat de predica care v-a dat-o Domnul atunci la Arad, la Micalaca. Și vreau să spun, eu sunt tânărul ăla, eu sunt tânăraia, Dumnezeu a făcut prin noi lucruri mari, mărețe, grozave, supranaturale. Iisus Hristos este prezent aici în seara asta. Seara asta, peste câteva minute, noi să vă chem uh, ca să vă plângeți păcatele. Pentru asta v-am chemat de multe ori și v chemat foarte mulți frați și surori și, uh, 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 și pastori și bine au făcut. Seara asta vreau să vă chem pe cei care vreți să vă dedicați lui Dumnezeu în a depinde de El pentru a vă atinge chemarea și potențialul pe care Dumnezeu îl are pentru viața voastră. Vreau să vă chem în această seară pe persoanele care vreți să vă uh, uh, predați în mâna lui Dumnezeu pentru tot ce El are în plan să vă facă pentru voi și predarea să spună, Doamne, ce ai tu pentru mine, aia vreau să faci. Asta va fi chemarea peste câteva minute. Dar vreau să vă mai spun un gând. Atunci când trăiești independență de Dumnezeu, pe lângă că te întorci la Creator în mediu și intri în proiectul Lui afișat în manual și devii invenția lui în mâna lui și apoi el va avea grijă să ajunge acolo unde am predicat punctul 2. În al treilea rând să știți că dependența de Dumnezeu nu te lasă niciodată în viață, nici măcar la bătrânețe, fără cea mai importantă virtute care ne ține echilibrați până la capăt. Perspectiva eternității. Puteți să spuneți împreună cu mine, amin? Știți de ce sunt speriați oameni? Știți de ce atât de mult să drogează și se și fac toate prostiile astea? Nu-i judecați. Pentru că n-au niciun rost pe pământul ăsta. Pentru că și-au pierdut orice formă de libertate și sunt robiți de tot felul de dependențe păcătoase. Și mai ales, bă, fată de 14 ani se aruncă de la etajul, nu știu unde, din pământ, lasă bilete, au, pur și simplu, au, au, Doamne Dumnezeu, nu vreau ca, ca diavolul să folosească ce spun acum. Eu mă gând, intram în mintea persoană, cum pot să se ducă lucide, să scrie, să se ducă, să-și proiecteze, să-și programeze, să se urce, să fac. Atunci îmi dau seama cât de mult au fost distruse mințile acestor persoane și cum au ajuns la convingerea efectivă, că nu e un act de nebunie de oameni senile, ai altceva, care nu sunt normali și foarte ciudat că ea care au probleme psihice și nu sunt normali, ea nu fac asta. Avem un spital de mult în Beclean de oameni cu probleme de asta. Bă, să duc pe același traseu și 40 de ani, fără greșeală. Și n-au minte. Scrie și Biblia, nici fără la fără minte, nu se rătăcește dacă prinde unda. Dar vreau să vă spun ce oameni uh, intelectuali, deștepți, care clar că de-aia scriu și spun, îmi pare rău, vede și suferința lui tata și a lui mama și asta, îmi pare rău că o să vă fac, să suferiți, să plângeți și asta. Pur și simplu conștient și coerenți. Și atunci, intrând în sfera asta, mă gândesc. Cât de dramatică poate să ajungă situația unei persoane să-și anuleze orice formă de perspectivă pe pământul ăsta și să realizeze că toți anii care vor veni, de la 14, de la 16 ani, de la 18 ani, care sunt cei mai frumoși, toți vor fi o greutate și o povară de insuportat, adică viața în sine, nu mai are niciun sens o să o, -o treci. nu mai există nicio perspectivă de fericire pe pământul ăsta Și lipsa de scop, de esență, de perspectivă îi face să zică că nu mai are rost să trăiesc. Alții nu fac asta asta, dar pur și simplu să duc în toată lumea asta hal halucinogenă, în care nu mai vor să știe nimic despre lumea asta, care de fapt nu le spune nimic. Și ziceam am vrut să spun asta ca să-ți dai seama cât de binecuvântată ești și ești și sunt în seara asta aici. Fiind dependenți de Dumnezeu și de un proiect al Lui pe care îl are pentru viața noastră. Și mai ales vreau să spun în final de perspectiva eternității care o avem. Să știți că noi avem o perspectivă veșnică. Noi într-o zi vom pleca de aici, pe pământ ăsta. Iar potențialul nostru maxim va fi atunci când vom ajunge în fața tronului și vom fi ca El. Să spunem, glorificat să fie Isus. Așa că toți frații mei care sunteți mai în vârstă, să nu vă temeți din moarte, din nimic, de bătrâneți, din nimic. Noi am fost creați pentru cer și pentru veșnicie și pentru eternitate. Dumnezeu ne-a dat șansa să trăim plenar aici pe pământul ăsta, din abundență. Ne-a folosit și ne folosește la niște uh, înălțimi fantastice, descoperind unde tainele lui Dumnezeu și lucruri adânci. Lăsând în noi darul prin care Dumnezeu vindecă oamenii, ați auzit, și lăsând ne să vedem minunile lui Dumnezeu. Să spunem încă o dată, glorificat să fie Domnul pentru minunile lui. A spui, uă, cu tot potențialul să uităm că îmbătrânim și ne dor picioarele și capul și plămânile și nimic și avem diabet și insulină și necazuri și una peste alta și ce spui? Atunci vine punctul 3 din predică. Manualul să spune, tu nu rămâi aici. Pământul ăsta din tine este limitat. Dar tu ești într-o parte împlinită acum și Pavel a spus, există o parte în care trăiesc niște experiențe fantastice cu Dumnezeu, dar acest în parte într-o zi se va sfârși și atunci va veni altceva. Ce? Voi cunoaște totul de plin și voi fi cunoscut de plin de Cel care m-a chemat și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci și după ce pleacă, Pavel e dependent de Creator, de planul lui, de proiectul lui, dincolo de închiderea ochiului, spune Creatorul de care am depins toată viața are o cunună despre care a vorbit și mi-o mai pune pe cap, pentru mine urmează marea încununare, marea perspectivă, marea glorificare și spun, o, Doamne, binecuvântă tinerii să poată să-și ațintească privirile în sus, pentru că voi aveți o perspectivă terestră, care nu știu cât va ținea, dar aveți perspectiva eternă, care nu se va mai găta niciodată și spunem, lăuda să fie domnul. Și folosesc un timp. Cântăreții, vă pregătiți acolo unde sunteți și imediat să vă pun să vă ridicați. Să știți că în generația mea și a noastră și a multora de aici, noi am fost aproape tot timpul cu ochii pe cer. Pentru că nu exista nici o predică. Imediat o să încerc și aici iertare de la voi că am mai făcut-o în numele confraților mei predicatori și nu numai. Părinți și așa mai departe. Pentru că nu exista un program, o slujbă. Nu existau părinți care atunci când ne plecam zilnic să ne rugăm, să nu ne spună de adevărul ăsta că noi vom pleca într-o zi de aici. Și tot timpul ne spună și vezi că noi plecăm. Vezi că toate o să ardă. Vezi că toate să se dizintegreze. Țara noastră nu e aici. Noi vom pleca într-o zi. Nu exista un îndemn de la biserică care să nu se finalizeze, a Dumnezeu să ne ajute ca în ziua aceea să putem să fim acolo sus. N-am văzut o despărțire în casa părinților mei de cineva care a intrat pentru un scurt timp acolo sau mai lung, ca la despărțire să nu zică frazele astea. Frate Alexandru, dacă nu ne mai vedem aici, nu așa am crescut să cinităm. Dacă nu ne mai vedem aici și ne vedem în veșnicie, și să pupau și să dispărțăm. Am văzut sute și mii de imagini și de predici și de îndemnuri de genul am auzit un, o mulțime de cântări, trec pe malul celălalt, tot ce fericită zi, cerul se deschide la când ne vom reîntâlni. Vine ziua fericită, toți vom părăsi pământul, aleluia, ni se cântă, când ne vom reîntâlni. Noi tot timpul eram cu ochii pe cer. Zice, bă, cerul, mergeam la biserică și spuneau frații, Iacov, uh, patriarhul, zice, uh, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. Și n-am știut, și vineau cântăreții și luau textele astea și le cântau cu acordeonele cu cele cântau și așa mai departe. Am auzit în fiecare an, la fiecare Crăciun, că există o poartă undeva pe care au venit că îngerii la Betlehem și nu puțini, o mulțime de oaste cerească, care au cântat acolo slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii păcuți Și îngerii s-au dus înapoi și părinții i-au spus, pe unde au venit îngerii, vom pleca și noi. Am auzit de Ilie că au plecat cu carele de foc și am văzut cai și călăveți. Și toată tinerețea și copilăria mi-am imaginat cum vom pleca noi cu carele astea? Iisus Hristos este viu, aleluia! Ne zice în adunare, zice, o să zburăm într-o zi. Am crescut toată tinerețea mea cu credința asta ca am aripi. Am aripi. Nu le văd, dar le am. De ce? Pentru că s-a imaculat. Vom zbura ca porumbei, spune toată adunarea, spre... Uite că știți vom zbura ca porumbei spre porumbar. Să spunea la dunare, veneam acasă, majoritatea dintre noi, uh, uh, părinții au porumbei. Și aveam porumbarul în curte, nu, l lui niciodată. Uh, trei încăperi, una sus și două jos, și porumbei, acolo să veneau, zburau și mă uitam, auzeam la, 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 la biserică și uite cum zboară e acolo, undeva avem un porumbar. Avem în cer o căsuță acolo în care ne vom ascunde. Așa am trăit toată tinerețea. Cu ochii pe cer și vă mai spun ceva. Crezând că avem aripi și să știți că avem, dar le vom desface în ziua aceea când vom zbura să ne întâlnim cu Hristos în văzduh. Generație tânără. Dacă vreți să fiți liberi, cel care vă dă libertatea este Hristos. Cunoscând adevărul, o să vă cunoașteți originea, identitatea, o să vă cunoașteți posibilitatea unui potențial maxim și în al treilea rând o să trăiți în fiecare zi, nu cu perspectiva unei vieți mai lungi sau mai scurte, ci o să trăiți cu perspectiva eternității. Și să știți că aveți aripi și în ziua aceea o să le desfacem și o să zburăm exact ca porumbei să ne întâlnim cu Hristos Domnul nostru. Spunem din toată inima glorie lui Dumnezeu. Și mai spun ceva, cu plecarea. Noi tot timpul aveam bagajele făcute știți ce vă spun? Aveam bagajele făcute. Zici că toată ziua noi plecam în vacanță sau în concediu. Pentru că ni s-a spus că trebuie să fim gata. Nu știu dacă în generația voastră mă mai preocupă cerul, zborul și bagajul făcut. Și aici vine cuvântul de iertare. Eu îmi cer iertare de la voi și poate și alții și părinții că nu v-am vorbit destul despre cer. V-am vorbit mult despre pământ. Sunteți o generație care aveți posibilități fantastice de concedii, de vacanțe, de locuri, de case. Toți dintre voi aproape visați o casă și și o reușiți înainte de vreme. Eu am venit cu mașina lui băiatul meu pentru că a mea e defectă și înainte să vin, m-a spus și duțul că am la o mormântare și când am ieșit din mormântare m-am urcat cu, 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 urcat cu Mariana în mașină, într-un X5 BMW și am zis, draga mea, știa cu e mașina asta? Și a zis al băiatul nostru, tu îți dai seama amărâți din noi unde am ajuns? Și îți dai seama că ei au mașină și apartament în Bistrița la 24 de ani? Asta zice lucruri bune. Avem posibilități materiale și asta. Mă tem! Ca lucrurile astea să nu ne lege foarte tare de pământ. Dacă tot bunicii încep să fie gânditori, ne-am întâlnit cumva, ne-am întâlnit astăzi. Poate mă ascultă nevastră dacă că mă ascultă e un pic în defavoarea mea. Îmi zice zilnic, e vreun an de zile, trebuie să vindem casă. Dar zice, dragă, vrem să facem alta, să facem una foarte mică și nu mai pot să lucrez atât, să muncesc. Aș vrea să mă stăm, să ne lipim de Dumnezeu. Știu că aveți multe și multe posibilități și aveți multe planuri. Și există o competiție surdă și nebună pe generația voastră. De a avea, de a fi, de la mașini, de la casă, de la... Văd, văd Instagram-ul plin de filmulețe de prin casă, cu zugrăveli, cu paturi, cu mobile, cu cafele, cu aparate, cu de cafele, cu haine, cu promovări, cu toate, toate astea îmi spun că punctul ăsta final din predică, cu bagajul, când vedeam cerul un pic întunecat, ziceam, mi gata bagajul, cred că vine Domnul la noapte. Când ne-au spus tot timpul că vine la noapte. Eu am spus toată, toată, toată tinerețea, spus, poate la noapte, la miezul nopții va veni Iisus cu pas domol. Și am crescut așa. Și eu zis, trebuie să fiți gata, trebuie să fim gata. Și dacă e gata, trebuie să ai bagajul făcut. Și uneori grijeam de animale păcăm câmp și când vedeam cerul așa întunecat, ne temeam, că doar credeam. Credeam cu adevărat Biblia. V-am spus-o, credeam în toate aspectele ei. Și în curăție, și în aia, și în aia, și în tot. Credeam. Și am zis, bă, dacă vine Dumnezeu la noapte, nu prea am fost cu mința azi, am fost obraznici, am făcut ce nu trebuie. Credeți-mă, acolo pe când ne plecam în genunchi și spuneam, Doamne, să nu ne lași. Să nu ne lași, Doamne, pe pământ, să nu ne lași aici, Doamne. Vrem să fim cu tata și cu mama, vrem să zburăm, vrem să ajungem la porumbar. Nu era nimic, era doar un amestec de apus de soare cu niște nori negri care vreau să vină să ploaie. Noi am crezut că e sfârșitul lumii, că e așa. Astăzi chiar se întâmplă evenimente care indică sfârșitul. Dar credeți că se mai teme cineva? Credeți că mai se pleacă cineva pe genunchi? Credeți că cineva mai strigă? Doamne, s-ar putea să fie finalul? Iisus Hristos este prezent aici în adunare. Generație tânără, lumea voastră nu e aici. stați cu ochii pe cer, chiar dacă mergeți în concediu. Noi n-am avut niciun concediu. Când ne-am căsătorit nici la Felix, n-am avut posibilitatea să mergem. Dar nu-i bai că voi mergeți. Chiar și noi mai mergem, am -un stânga în dreapta. Nu vă condam, dar stați cu ochii pe cer. Vă rog, în numele lui Isus, stați cu ochii pe cer. Stați dependenți de Dumnezeu. Găsiți-vă libertatea în așteptarea lui Isus Hristos. Găsiți-vă libertatea în cel mai mare eveniment cosmic și planetar care urmează. Isus Hristos revine. Isus Hristos revine! Cine? Cel care v-a dat mediu să fiți fericiți, cel care v-a creat potențialul cel mai înalt să-l atingeți, el vrea să vă ducă într-o desăvârșire totală, să-l vedeți așa cum este și veți fi ca el! Ca el! Iisus Hristos este prezent aici. Veți cunoaște adevărul, a spus Iisus ucenicilor săi. Și cunoscând adevărul, adevărul ăsta vă va face slobozi. Mărturisiți voi toți care ați scutat cuvintele care Domnul ne le-a dat în seara asta, dar încă nu simțiți în inima voastră un soi incipient de libertate. Știți de ce? Pentru că aici în adunare este prezent Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că aici este prezent Dumnezeu Tatăl și Isus Hristos. Aici este mediul vostru, a omului, al meu. Aici sunt exact unde trebuie. În prezența Dumnezeului celui viu și a zis Iacov, sunt în prezența lui Dumnezeu și n-am știut. Și aici este cel mai perfect mediu. Aici a spus Petru, n-am putea să oprim lumea asta în loc? N-am putea să facem trei colibe aici, să ținem lumea asta în loc. De ce? Și a găsit mediul prezenței lui Dumnezeu, slava lui Isus era acolo și a zis, am vrea să ținem lumea asta în loc. Asta e lumea noastră. Voi nu vă duceți, le-a spus Isus. Și același personaj a zis, unde să ne duce? Noi ne-am găsit libertatea în cuvântul tău. Am ajuns și am primit cuvântul vieții veșnice. Și am ajuns la convingerea că noi îți aparținem în totalitate. Și noi nu mai avem unde să ne ducem. Și David strigă, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Să spunem toată adunarea glorie Domnului. Haideți să stăm ridicați, haideți să cântăm o cântare și dacă sunt persoane aici în sală, care vor să se predea Domnului în sensul să depindă de El și să pur și simplu să se ofere Lui și să fie o seară a dedicării pentru ca Dumnezeu să-ți ia în mână viața ta, poate că ți-ai văzut viața așa goală, fără nicio direcție, fără niciun scop, poate că ți-ai dat seama că ești o persoană pe care Dumnezeu nu te are în vedere, adică ai ratat ceva, sunt câțiva în biserică pe care iubește Dumnezeu, în rest nu cred că mai este nimeni și dacă crezi că Dumnezeu vrea să te binecuvânteze în seara asta și să primești harul lui și să simți din această seară în inima ta că Dumnezeu te vrea cu adevărat și o să te folosească cu mare putere, în momente de genul ăsta am stat în urmă cu 33 de ani și m-am predat lui Dumnezeu și m-am dedicat lui Dumnezeu într-o sală de sport în Oradea și după 33 de ani și ceva sunt aici la Arad în această seară să vă spun că cel care m-a luat în mâna lui este Dumnezeu și cel care m-a ținut în mâna lui este Dumnezeu și povestea mea este seroxată la mulți de aici care Dumnezeu ne-a ținut până astăzi. Astăzi Dumnezeu va scrie istorie în Arad în Micalaca. Poate nu o să trăim să o vedem noi istoria voastră. O să o vadă Dumnezeu și o să vedeți voi. Dacă aveți nevoie să faceți dedicarea asta, să o faceți în timp ce cântă tineri.